Bună seara tuturor! Oamenii continuă să treacă vama aici în România, refugiații ucraineni vin, pășesc pe pământ românesc și simt că se liniștesc puțin, că sunt în siguranță aici. Primesc ajutorul de care au nevoie, primesc chiar și îmbrățișări și probabil accesoriul cel mai căutat acum la 0 grade și iată și ninge, un 1 martie mai altfel am spune. Accesoriul cel mai căutat sunt păturile. Fiecare dintre oamenii care ajung după graniță și se întâlnesc cu voluntarii, primesc imediat câte o pătură călduroasă și copiii și adulții și toți se îndreaptă către corturile sau spațiile de cazare care le sunt pregătite sau spre mașinile care îi vor duce la destinație. La Spitalul Județean din Suceava s-a făcut astăzi și o ședință de chimioterapie pentru o femeie de cetățenie ucraineană, iar mâine, am înțeles, încă alte două ședințe de chimioterapie vor fi făcute pentru oameni care au plecat de acasă, dar care, iată, au mare nevoie să-și continue tratamentul. De joi, de pe 24 februarie, 35 de refugiați au ajuns la Spitalul din Suceava, 16 dintre ei copii, cei mai mulți au ajuns acolo din cauza oboselii. În ajutorul autorităților de aici au venit până acum cei de la ISU Neamț, dar urmează să vină și cei de la ISU Sălaj și Bacău. Astăzi chiar au primit ajutorul tinerilor elevilor de la Școala Militară de Subofițeri de Jandarmerie din Fălticeni. Ei au ajutat la descărcatul camioanelor puse la dispoziția ucrainienilor din rezerva de stat a României, la descărcarea acestor camioane în tiruri care au plecat către Cernăuți, iar de acolo toate ajutoarele care au fost pregătite, anume paturi, pături și alte produse de igienă, medicamente, vor fi duse înspre locurile grav afectate de război din Ucraina.